Recensământul 2022 începe de astăzi cu etapa de autorecenzare a populației, care presupune completarea unui formular online, iar potrivit Institutului Național de Statistică, platforma oficială de autorecenzare poate fi accesată pe site-ul www.recensamentromania.ro. Mai multe detalii despre această etapă ne oferă Sorin Belea, directorul executiv al Direcției Regionale de Statistică Timiș. Spre deosebire de alte recensăminte care s-au făcut până acum, va fi prima oară când în România se va folosi tableta în loc de hârtie și pix. Deci nu vor mai fi chestionarele acelea. Nu vor fi chestionare pe hârtie, ci vor fi chestionarele într-o tabletă. Asta va fi valabil pentru etapa de teren, când recenzorii vor ieși pe teren. Dar înainte de etapa de teren, va exista o etapă în care oricare cetățean din România se va putea autorecenza pe el și familia lui. Adică de când se poate face asta? Această etapă începe în 15 martie. Din 15 martie până în 15 mai, timp de 2 luni de zile, orice cetățean român se va putea autorecenza. Dacă are acces la un calculator sau o tabletă și are o adresă de mail, el se va putea autorecenza pe el și familia lui. Asta înseamnă că intră pe site-ul sau intră pe un site bine anunțat de dumneavoastră sau intră pe site-ul Direcției de Statistică? Este un site în care se va va fi folosit la recensământ, care va fi un site de recensământ. Va un site primi oficial, ca să spunem corect. Da, trebuie să fim foarte atenți la unde divulgi numele sau ce. Nu, este un site oficial și în urma intrării pe acest site, el va completa va parcurge niște pași? În pașii pe care îi parcurge, el de fapt va completa o componență a familiei. Va spune din câți membri este formată familia lui. Și în urma acestui formular pe care îl completează, va primi pe mail formularele de recensământ pe care va trebui să le completeze și după ce completează aceste formulare și aceste formulare vor fi completate bine, el va primi o dovadă a acestei completări cu care va putea chiar obține o zi liberă. Deci va fi un mare avantaj pentru cei care își doresc să completeze. Indiferent că e sectorul de stat, indiferent că e sector privat. Sigur că da. Deci legea este pentru toată lumea. Nu este. Asta este pentru cei care completează în online. Exact. Pentru cei care nu completează în online, nu se va. Înainte de a discuta de cei care nu completează în online, trebuie spus că există o etapă în care primăriile, în aceste 2 luni de zile, din 15 martie până în 15 mai, primăriile vor organiza, în funcție de categoria localității, dacă sunt localități mai mari sau mai mici, dar ei vor organiza niște birouri de autorecenzare, în care, practic, va fi o autorecenzare asistată. Oamenii vor putea, care nu au acces la calculator sau nu știu să-l mânuiască, vor putea merge la aceste locații în care cineva din cadrul primăriei sau oricum cineva care se va bucura de încrederea cetățenilor din acea localitate îi va ajuta pe oameni să-și completeze datele în chestionarele de recensământ. Fiecare până la urmă recenzor care se va ocupa de autorecenzare va avea și o adresă de mail construită special pentru recensământ și el o va folosi în relația cu
oamenii pe care îi recenzează și care nu au adresă de mail. Toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația avută la momentul de referință al recensământului, care este ora 00 din ziua de 1 decembrie 2021. Ulterior, între 16 mai și 17 iulie 2022, va avea loc colectarea datelor de către recenzori prin interviuri față în față, tot cu ajutorul tabletelor. România se află la al 13-lea recensământ din istorie și al 4-lea după Revoluția din 1989 și primul la care s-a renunțat la hârtie și pix în favoarea digitalizării procesului.